Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 5 cenți, Jefferson Nickel. Primul portret, emitent Statele Unite al Americii, pe perioada Republicii Federale. Monede de circulație standard între anii 1938-2003, compoziție cupru nichel, greutate 5 grame, diametru 21,2 mm, grosimea 1,75 mm, formă rotundă, orientare aliniere monedă, sus, jos. Pe avers avem portretul lui Thomas Jefferson, al treilea președinte al Statelor Unite ale Americii, din 1801 până în 1809, înscrisul "În Dumnezeu avem încredere", "Libertate", anul monedei, marca monetăriei este D, monetăria Statelor Unite Denver, FS, inițiale gravor Felix Schlag. Pe verso avem o reprezentare a lui Monticello, casa președintelui Thomas Jefferson din Virginia, înscrisul din multe 1, Statele Unite ale Americii, numele monedei în litere. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 1976 cu inițiala D. Este produsă într-un număr de 563.964.147 de bucăți. Are o valoare nominală de 0,61 de cenți. Se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 1 dolar și 125 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!